Deci, așa. am fost acolo da. am fost la Timișoara, da. am fost la București am fost în acea noapte pentru că eram președinte unui partid care era în alianță cu psd atunci și îl susțineam pe Mircea joană. Uh, la Timișoara nu a fost Ion Iliescu uh, acea declarație nu a fost făcută de Viorel Hrebenciuc, ci de Victor Ponta și da, se referea Ponta. la mașinăria lor a funcționat mai bine bravo, decât mașinăria noastră și așa. haideți să vă spun știți că la uh, Paris S-a votat odată la 10 secunde și am pus o întrebare când încercam împreună cu Dan Nica să facem o analiză a felului în care s-a votat ca să vedem de ce diferența de voturi, de 35.000 de voturi, peste noapte, din diaspora, brusc, în favoarea lui Traian Băsescu. Și am întrebat, a vorbit cineva la telefon cu reprezentantul PSD din ambasada de la Paris, din secția de votare? Și au zis nu. Și am pus eu mâna pe telefon și l-am sunat. Și l-am întrebat dacă a mai fost un reprezentant al opoziției în secție. A zis că nu. Deci reprezentantul PNL lipsise pentru că n-a mai fost plătit să participe și în turul doi al alegerilor. Iar el nu a stat toată ziua acolo pentru că i-a fost foame și a lipsit vreo trei ore. Cred că asta spune tot. Bun. Doamnelor și domnilor, nu